Nexul biblic ne-l descoperă cu privire la fiecare dintre persoanele care se califică pentru acest titlu. Secțiunea aceasta o găsim în carte la capitolul 2, partea a doua, 2 cu 2. Cum istorica mișcării profetice iacviste. Chiar și în literatura extrabiblică găsim exemple ale unor personaje care au avut experiență cu Dumnezeul lor, fiecare după caz, și care fac apel la detalii pe care le regăsim în Scriptură. De exemplu, aici un anume Ben-Amon, egiptean, trimis cu misiune în Fenicia, să aducă lemn de cedru, vorbește despre o transă pe care o are în timpul nopții și în care zeul Amon îi comunică ce urmează să se întâmple cu el. Într-o altă situație, într-un alt document, un preot care era și scrib spune că avea o abilitate specială ca în timp ce primea revelația să o și scrie. Concomitent. Era un scrib mai special. Cum putea să facă simultan lucrul ăsta este o altă treabă, dar poate că se sugerează că era un om special cu abilități deosebite care numai de la zei putea să vină. Pe o stelă din Aleppo, din secolul 8, un anume Zachir, rege, a vorbit în rugăciune cu Baal Shamayim. Este o altă variantă a aceluiași zeu. Erau variante locale, de aceea de multe ori în Vechiul Testament se vorbește despre Baali la plural și despre Astarte la plural. Existau variante locale. Fiecare îi spunea, cum și evreii spuneau la un moment dat, Dumnezeu, Dumnezeul care mă vede, Dumnezeu steagul meu, nu, Dumnezeul Perșevei sau așa mai departe. Și Baal avea tot felul de variante. Dar interesant este că a vorbit prin văzători și vraci. Un rege citit întreabă profeții despre problemele care le are și profeții dau lămurire. Vin problemele respective din cauza unei neglijării unui legământ pe care părinții săi l-au făcut și el n-a știut de el. Și se îndreaptă situația. Sau în arhivele de la Mari, o citate aramaică, Zimri Lim, un rege din secolul 18-17, primește mesaje de la profeți care au intrat în stare de extază sau de la profetese care au trecut prin incubație, adică în timpul nopții, și-au indus o stare de somn și-au primit răspuns concret la întrebările pe care le-au avut. Deci există detalii de felul ăsta din perioada secolului 18, secolul 8, sunt 10 secole mari și late, în care avem mărturii despre astfel de manifestări. Hai să vedem acum patriarhii noștri despre ce ne spune Scriptura cu privire la ei, cum se manifestau. În primul rând, înțelegem din Scriptură că ei aveau capacitatea, dacă nu spunem nimic altfel, măcar de a intui viitorul, dar e mai mult decât intuiție. Ei o precizează cu cu detalii. Nu este vorba despre niște niște cadre generale care urmau să descrie situații de de peste mai multă vreme, ci e vorba despre detalii. De exemplu, Noe vorbește într-un mod oarecum detaliat, inspirat, cu privire la relația dintre popoarele ce se vor naște din cei trei fii ai săi. Cum unele vor avea teritoriu mai mare, altele vor avea o istorie de supunere față de alții. Relația asta dintre Ham, Sem și Afet, despre care citim în capitolul 9. Același lucru putem vedea în cazul patriarhilor, Avram, Isaac și Iacov, când ei își dau testamentul. Binecuvântarea aceea patriarcală are valoare de testament și are valoare predictivă. Ei spun lucruri pe care nu cred că le înțelegeau neapărat. Sunt lucruri
mai ales în cazul lui Iacob, care avea și 12 fii, care trezic cu destul de multă acuratețe, cu atât de multă acuratețe, încât îi încurcă pe unii comentatori, foarte bine încurcă, sau atât de bine încurcă, încât ei zic că aceste texte au fost adăugate ulterior, după ce s-au împlinit, evident. De exemplu, Simeon și Levi zice, îi voi despărți în Iacob și îi voi împrăștia în Israel. Adică ei nu vor fi împreună, ci vor fi împrăștiați, vor fi separați și vor fi împrăștiați. Lucrul exact așa se petrece. Simeon va avea moștenire în mijlocul seminției sau teritoriului lui Iuda și Levi nu va fi neapărat decât prin anumite cetăți, dar în rest vor fi împrăștiați cu toată suprafața Canaanului. Sau Iuda. Nu exista niciun indiciu că Iuda va ajunge un prinț, Iacob însuși nu-l preferă pe Iuda, ci pe Iosif, dar pentru asta spune, sceptrul nu se va îndepărta din Iuda, până va veni cel trimis. Poate că nici, cu siguranță, Iacob nu știa despre ce, exact ce anume urma să se întâmple aici. Sau avea o altă percepție cu privire la lucrurile despre care vorbea. Ok. Un alt aspect este acela al medierii. Patriarhii sunt surprinși medind, tocmai din cauza acestei calități pe care o au, Dumnezeu are curajul să îl prezinte pe Avram înaintea lui Abimelec ca pe un profet care se va ruga pentru tine și toată situația creată prin luarea în harem a Sarei, care era soția unui bărbat deja, adică închiderea pântecelui și numai incapacitatea de a mai naște, pentru femeile din haremul lui Abimelec, urma să fie îndepărtată. Așa ni se spune în Geneza 20, cu 6 la 7 și 17. Chiar și Isaac este prezentat în capacitatea aceasta, pentru că atunci când spune Scriptura că au constatat că nu pot avea copii, Isaac s-a dus și s-a rugat Domnului pentru soția lui. Geneza 25 cu 21. Și a primit sarcină și apoi când se zbăteau în pântecele ei, s-au dus să-l întrebe Domnul. Asta este un alt detaliu. Nu ni se dă mai multe lucruri. S-a dus să-l întrebe pe Domnul. Întrebarea pe Domnul nu putea să fie în contextul lui Moise, decât prin consultarea preotului, a efortului Urim și Tumim, prezentarea la chivotul legământului, toate astea nu erau. Cum se făcea atunci întrebarea? Păi, mi se spune în Samuel, că pe vremea când nu era încă nabii, erau văzători, erau oameni care aveau abilitatea asta de a vedea ce alții nu pot vedea. Dacă nu era un văzător, pentru că suntem și mai înainte de această perioadă, atunci Isaac însuși a făcut din nou Travaliu, s-a dus să-l întrebe pe Domnul, a avut o rugăciune de clarificare, Doamne, ce se întâmplă. Și el a acționat ca un adevărat profet atunci. Un alt element pe care, care descrie lucrarea patriarhilor din această perspectivă este comunicarea cu Dumnezeu. Fie că este vorba despre de obicei, mai târziu vom vedea mijloacele extatice, foarte frecvent prezente. Aici poate că este prea devreme. Deși unele experiențe pe care ei le au nu sunt foarte departe de ceea ce este descris mai târziu ca și o posedare de către Duhul lui Dumnezeu sau o experiență extatică. Dar cu siguranță sunt mult mai... mintea lor este mult mai clară. Mintea, experiența lor este... cum să zicem, într-o stare de conștiență care pare că nu caracterizează extatismul. Este ceva totuși diferit. Se întâmplă însă ca această comunicare să se petreacă noaptea. Pentru că Avram e proaspăt încă în minte, la începutul istoriei sale, capitolul 12, nu ni se spune în detaliu cum anume i-a zis Dumnezeu. Dar Dumnezeu îi vorbește.
ajunge în țară, face un altar și Dumnezeu îi vorbește din nou. Nu îi se spune cum i s-a arătat Dumnezeu. Pur și simplu îi se spune. Domnul i s-a arătat și i-a zis cuvintele respective. Când se întoarce înapoi din Egipt, Domnul i-a spus lui Avram. Nu îi se spune cum. Se pare că oamenii cărora le comunica, prima generație cărora le comunica Biblia, știau toate aceste detalii și nu era necesar să li se spună detalii de modul în care Dumnezeu și-a comunicat intențiile sau cuvintele. Dar, pe alocuri, de exemplu, în capitolul 15, se face clar lucrul ăsta. Domnul i-a vorbit lui Avram într-o viziune. Și în contextul acelui capitol, este clar că ceva se petrece în timpul nopții. A venit peste el un somn adânc, a văzut un foc a focului luptor și lucrurile merg mai departe. În capitolul 17, Dumnezeu îi se arată din nou. Și nu ni se precizează în ce anume context. Doar că la sfârșit, când a terminat de vorbit, Domnul s-a înălțat de la el. Este iarăși un indiciu, dar un crâmpei. Înseamnă că a fost o persoană care a vorbit, care s-a făcut nevăzută după aceea. Și exact asta este situația din capitolul 18, când Avram are o întrevedere, un dialog, o părtășie la masă cu trei persoane. Asta nu are loc noaptea. Deci este o comunicare cu Dumnezeu. Ce înseamnă onirism? Onirism înseamnă, presupune visul. Comunicarea cu Dumnezeu prin vis. Cu siguranță se poate vorbi că pe măsură ce anii trec sau secolii trec și omul se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu, chiar și raportarea la Dumnezeu în ce privește comunicarea omului cu Dumnezeu și a omului Dumnezeu cu omul, suferă modificări. Pentru că relația dintre Dumnezeu și omul în grădina Eden era descrisă prin niște cuvinte deprimant neclare pentru noi. Domnul umbla în răcoarea dimineții. Cum anume se făcea comunicarea dintre Adam și Dumnezeu? Atâta timp era o regularitate acestei întâlniri. Dar mai multe detalii nu înțeleg. Nu ni se dau detalii de astea. Îl vedem pe Avram, este conștient de vocea lui Dumnezeu. Uneori, iarăși, suntem dezamăgiți de faptul că nu avem detalii. Că ni se dau doar fragmente, că Domnul s-a ridicat sau Domnul a venit. Nu întotdeauna are loc în timpul nopții. Însă, pe măsură ce trec anii, experiența aceasta a întâlnirii cu Dumnezeu și a comunicării cu El are tot mai pregnante note de conștiință nocturnă. Până la într-acolo, încât vom avea pe vremea lui Moise, Dumnezeu spune că tiparul este acesta. Când eu vorbesc cu un om, îi vorbesc prin vise și vedem. Dar Moise a fost altfel. Sunt două tipare parcă folosite aici. Și o să ajungem imediat acolo. Și în fine, mai era teofaniile, care cumva nu vrea să le ia, vezi? Erau în legătură cu arătările, cu comunicarea lui Dumnezeu către profeți. Și dintre toate, teofania cea mai semnificativă, da, nu vreau. Este cu Geneza 18, când Dumnezeu în trei persoane îi se arată lui Avram. Aici avem o discuție mai amplă pe care nu o să o parcurg, o să parcurgeți voi în studiu, pentru că trebuie să parcurgeți niște texte. Unii teologi au zis chiar că Sfânta Treime era reprezentată aici și mai mult decât reprezentată, au zis unii, era prezentă. Alții zic că toate teofaniile din sau arătările cu îngeri din Vechiul Testament reprezintă veritabile cristofanii, arătări ale lui Hristos preîntrupat. Alții însă zic că e vorba despre arătări cu îngeri, pentru că îngerii au misiunea de a-L reprezenta pe Dumnezeu, indiferent în ce număr sunt aleși ca să-L reprezinte unul sau trei sau doi.
dă pasența foarte bine atunci când sunt trei, că privind într-o perspectivă trinitariană, și normal că părinții sergii care s-au bătut cu apărarea trinitarianismului sau cu formularea trinitarianismului au găsit aici reflectări foarte potrivite pentru această gândire, dar este mai greu de demonstrat că, într-adevăr, Dumnezeu asta a vrut să facă, să-și reprezinte natura prin delegarea întreită. De fapt, în contextul incidentului cu Avram și cu cei trei mesageri, înțelegem că, până la urmă, unul a rămas cu Avram și doi au fost trimiși la loc. Să înțelegem că există și o sfântă doime? Că există o rupere sfântă doime din cauza asta? Așa zice fratele Coman. Fratele Coman. Deci, exemplul merge până la un capăt. E mai greu de demonstrat că Dumnezeu asta nu se facă. Pentru ce să fi fost nevoie de doi ca să-l libereze pe Lot, când ei, de fapt, erau numai patru care au ieșit și unul a pierit pe drum? Trebuia să fie un lanț, sau cum. Mai degrabă este vorba de abilitatea îngerilor de a-L reprezenta pe Dumnezeu fără a se lăsa văzut într-un fel, cu tot ce înseamnă natura și personalitatea pe care sunt convins că o au. Și abilitatea lui Dumnezeu de a se lăsa comunicat prin intermediul unei variante imperfecte în raport cu persoana sa, ca cu natura sa care este perfectă. Dar îngerii îl reprezintă suficient de bine ca să primească o astfel de sarcină. Nu văd absolut nicio problemă, pentru că inclusiv legea lui Moise sau toate celelalte experiențe extraordinare în care evreii au zis este Dumnezeu acolo, să nu fi fost înger. De fapt, în direcția asta merge însă și interpretarea lui Ștefan, când darea legii și scoaterea lui Israel din Egipt au fost gândite în termenii unei angelofanii și nu a unei cristofanii sau teofanii. Trebuie văzut întotdeauna ce anume califică din relatarea respectivă acea experiență să fie cu adevărat o teofanie. Până la urmă, cred că este împlinit scopul lui Dumnezeu de a nu se lăsa văzut, pentru că nimeni nu l-a putut vedea pe Dumnezeu. Așa îi spunea lui Moise, nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Și apoi lui Ioan se confirmă că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. Și singurul care l-a văzut este Hristos și așa l-a făcut de cunoscut. De aici superioritatea revelației care aduce Hristos, în comparație cu tot ce a fost mediat prin îngeri în legea Vechiului Testament, în perioada respectivă. Aici este argumentul Epistolei către Evrei, cu primele două capitole. Există o superioritate a revelației. Tot ce am avut a fost mediat. Ce am primit prin Hristos este de la Dumnezeu direct. Este Dumnezeu nostru. Îngerii nu văd pe Dumnezeu. Se spune despre ei că îi văd purea fața Lui. Dar întotdeauna când sunt prezența ta să ne însoțească, spune Moise. Ce anume este acolo? De aia teologia ortodoxă vorbește despre energiile necreate ale lui Dumnezeu. Cum poți să-L vezi pe Dumnezeu? Cum poți să spui că-L vezi pe Dumnezeu și în același timp Biblia zice că nu-L vezi pe Dumnezeu? Adică vezi ceva ce emană din Dumnezeu. Vezi lumina Lui, vezi slava Lui, vezi ce-a vezi. Arată-mi slava ta, spune Moise. Și Domnul zice, nu poți să vezi. Și totul de Dumnezeu că a vorbit cum este gură către gură ca un om cu prietenul doi. Da! Și cum a fost face to face, dacă un om vorbește gură către gură. Gură către gură, da, este o formulare și asta. Noi repede am gândit-o în sensul de față către față. Dar dacă prezența lui Dumnezeu deasupra corpului întâlnirii în norul de foc sau de slavă era Îngerul Său, înseamnă că există o diferență. Dumnezeu îi vorbește lui Moise prin acest vehicul, în schimb cu toți ceilalți oameni, vorbește altfel. Cum? În vis. Și în vis sunt ori constructe imaginare, ori voci care se aud, este diferit. Dar Moise era acolo cu prezența lui Dumnezeu. În cazul ăsta, singurele teofanii din trei vechi testamente, sunt momentele când Dumnezeu ia profetul, duce la tron slave cu micul. Cazul lui Isaia sau așa? Păi și acolo nu poți să zici că ei au văzut
au fost în prezența lui Dumnezeu, dar nu l-au văzut pe Dumnezeu. Ce a văzut Isaia, știi că era o chestie care umplea templul și erau poalele mantiei lui. Sau Ezechiel a văzut un tron și apoi a văzut conturile unei persoane și el se limitează la atât. Asta e tot ce ne dă. Deci, și ce ne descrie el este practic suportul tronului pe care îți șade acea persoană. Daniel vede pe cineva descris ca îmbătrânit de zile. Poate că nu-i descrierea, nu-i traducerea cea mai fidelă a acelei expresii, dar este cineva și apoi vine un altul care a primit slava și nu nu își pierde vremea să ne dea detalii. Deci vorbește mai mult de curte, de ce se întâmplă acolo, de procesiune. Pentru printr-o definiție absolută, teofania nu poate să... Teofania este doar aparentă, atât puteți să spuneți. Aparentă, ok. Teofania este o experiență discutabilă. Dumnezeu chiar creează senzația că tu l-ai văzut pe Dumnezeu. Și bătrânii care s-au urcat cu Moise și Aron pe munte, zice că l-au văzut pe Dumnezeu și au mâncat și au băut și n-au murit. Și acolo zice că au văzut o lucrare ca de ceva străveziu. Iar au văzut platforma pe care ședea templului ăsta, tronului Dumnezeu. Dar ei au avut conștiința că l-au văzut pe Dumnezeu. Înțelegeți? Încercăm să facem diferența între, științific vorbind, ce anume s-a văzut, ce anume au văzut și percepția personală a omului. Manoa și soția lui l-au văzut pe Dumnezeu. Și a fost un înger. Și l-au văzut ca un om, că el se întrupează ca un om. În virtutea acestui fapt, poți să stai de vorbă cu el, să dai mâna cu el, să chiar să mănânci. Că asta ne spune Geneza 18, au stat la masă. Și Geneza 19. Dar l-au văzut pe Dumnezeu? Într-un fel, ziua l-au văzut pe Dumnezeu. De fapt, era numai o formă sau o reprezentant sau... Exact. Și da. Deci este senzația pe care eu au și Dumnezeu zice, e ok. Dar pe mine nu mă vede nimeni. Deci prin esența lui... Prin esența lui Dumnezeu este Deus absconditus, care se ascunde, care nu poate fi văzut. Este o experiență pe care o ai când ajungi în apropierea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spunea lui Moise, nici măcar poalele muntelui să nu fie atins. Și tot ce se petrecea avea loc sus. Și acolo spune că era un înger care dădea legea în numele lui Dumnezeu. Și cu toate astea, oamenii au zis, nu mai vrem să ne vorbească Dumnezeu. Și ei au zis, nu vrem să plecăm fără ca Dumnezeu să fie cu noi. Și Dumnezeu zice, nu, îngerul meu destul, dacă eu vin, vă nimicesc, n-am cum să vin. Și Doamne, nu, dacă nu, tu nu vii cu noi. Atât de clar era senzația lor, pe tot parcursul experienței din Egipt și de pe traseu, că era Dumnezeu cu ei. Și Dumnezeu zice, dacă eu aș veni o clipă cu voi, v-aș termina. Atunci cine a fost până atunci cu ei? Altcine. A fost un înger împuternicit să ducă slujirea asta. Și percepția asta despre Dumnezeu, că în realitate, în esență, nu a fi văzut și tot ar muri. Asta erau de acord, sau cum a credeau și rabii din secolul I? Sau asta e în poporul evreu câtă vreme? Pentru că în cazul ăsta mi se pare mult mai revoltător, nu prea revoltător, dar așa, revoluționat ce face Hristos când vine și spune... Păi da, evreii au ajuns, tocmai din cauza asta a fost scrisă și epistola către evrei, evreii au ajuns la închinare față de îngeri. Dacă îngerii sunt vehiculul revelației lui Dumnezeu, atunci cum trebuie să ne purtăm față de ei? I s-au dat lume, au luat... Bineînțeles că mai târziu au existat, cum să zicem, curente filozofico-religioase care, impregnate mult de gnosticism, care au găsit locul îngerilor chiar și în planul mântuirii personale. Că sunt mai multe niveluri, trebuie să treci prin ele, trebuie să te împrietenești cu cine trebuie, să ajungi pe la Sofia și apoi la Dumnezeu, până la Dumnezeu. Da. Este un verset interesant de așa, ce că Domnul vorbea cu voi se față. Ajungem imediat. Apoi interpretat, este gură către gură. Și încă referitor la aia, zis că Dumnezeu nu coborea personal, după ce le zice, dacă cobor eu să gândesc cu voi în 33, tot zice în 33 mai jos, Domnul a răspuns, merge eu cu tine. Da. Acolo sunt probleme mari de interpretare, pentru că Comilescu a avut probleme vis-a-vis de interpretarea acestor concepte. Pentru el, lucrurile erau bine gândite dinainte. Îngerul este Hristos, Îngerul Domnului este așa, negocierea cu Dumnezeu se face pe un anumit palier,
Când eu am propus o altă variantă, puțin mai neutră, editorul traducerii noua traducere românească, care avea aceeași gândire ca și Cornelescu, deși era american, a zis așa ceva nu se poate. Dar din moment ce Biblia ebraică nu ia decizii de natură dogmatică, de ce mă bag eu acolo? Eventual pot să pun într-o notă de subsol. Aici credem că este Hristos. Dar nu pot să-l pun cu majusculă, da, pentru că eu am niște prejudecăți doctrinare care mă obligă să citesc într-o anumită. Da. Rămânem la atât. Să vedem, Moise, cum își califică mandatul acesta de profet. L-am văzut fiind chemat. Domn profesor, da. Dar în Biblia ebraică, ținem cont că sunt numai consoane mari. Nu avem cum... Eu știu. Litere mari. Dar atunci, de unde până unde interpretarea că un înger al Domnului sau un înger al lui Dumnezeu sau aceeași persoană care este când îngerul lui Dumnezeu, când îngerul Domnului, trebuie să fie Hristos? Deci argumentul ăsta e pus în fața albă. Și parte încălnarea lui... Că merge varianta, da, argumentul este că dacă apare îngerul Domnului, trebuie să fie Hristos. Că lui se aduce închinare. Că... este pus cu articol. Păi n-are cum să fie. Este literal, este un înger al Domnului. Sau un înger al Dumnezeului. Dar cum traduci sintagma asta? Mai este trimisul lui. Dacă vrei, poți să-l traduci și mai înăuntru. Trimisul Domnului. Trimisul lui Dumnezeu. Faptul că îi se aduce închinare este o chestie tipic culturală. Moise, Gedeon, Manoa, toți au revelațiile astea pe care nu le calific așa din momentul 1 al întâlnirii lor cu acea persoană. Și pur și simplu intră în vorbă ca niște, cu niște oameni obișnuiți. Li se acorda închinare? Da, închinare. Nu venerație în sensul în care noi o facem astăzi la icoane. Ci în sensul de salut. Când salutam pe cineva și japonezii astăzi se închină din blu, nu? Și noi ne uităm la ei, ce spui ăștia? Nu sunt normal. Pentru că noi nu facem așa. Atunci, evreii și semiții se închinau față la pământ. Aia nu însemna că vedeau în cineva divinitate. Și așa se salutau. Și masoreții au probleme când citesc textul din Geneza 8:19, pentru că repede, la același text consonantal, pun vocale, ca și cum acolo este Domnul, Stăpânul. Și nu zic Adoni, ci spun Adonai. Dar Avram zice, Domnul meu, rămâi puțin. Da? Și pe măsură ce au discuția respectivă, apare momentul revelației. Au, ăștia nu sunt oameni obișnuiți. Sunt trimiși de la Dumnezeu, că ăștia cunosc toate problemele, altcineva nu le știe. Este momentul iluminării, când omul își dă seama, ups, am fost în prezența lui Dumnezeu. Dar ei aveau convingerea că Dumnezeu se coboară de pe tron, sau este o ființă care seamănă cu noi ca și trup, și are niște abilități speciale că poate destea de a se urca singur la cer. Cum gândeau ei propriu-zis lucrul ăsta? Aici sunt lucruri descomunicat, dispus. Că sunt convins că percepția lui Avram vis-a-vis de Dumnezeire era diferită de a lui Manoa față de Dumnezeire. Sunt diferențe mari. Moise a primit chemarea, ne întoarcem la el. Și când își încheie sau se apropie de încheierea mandatului, el primește mesajul ăsta de la Dumnezeu să lase ca și testament. Când eu nu voi mai fi, Dumnezeu va ridica pe altcineva ca mine. Și acela ca și mine este descris în termenii profetului. Vă va ridica un profet ca și mine. E vorba despre Deuteronom 15:15-18. Dintre câte lucruri face Moise, cel mai frecvent îl vedem pe el în calitatea aceasta de a face minuni, de taumaturg. Și putem vorbi despre cel puțin trei categorii de minuni pe care el le face, în funcție de beneficiar. Întâi face niște minuni prin care are mandatul să convingă pe prezbiterii poporului că el este trimisul lui Dumnezeu. Vă aduceți în minunile acelea de creditare a lui. Să arunce toiagul, să face mâna în sân. Ce era necesar ca să-i convingă.
pe presbiteri că Dumnezeu s-a uitat despre ei, a luat aminte la strigătul opresiunii și este dispus acum să, în virtutea legământului făcut cu patriarhii, să îi scoată de acolo. O a doua categorie de minuni este cel de confruntare sau de contestare a autorității zeilor și a magilor din Egipt. Și avem pe tot parcursul capitolelor de la 5 încolo cele 10 plăci care sunt făcute cu scopul de a interacționa cu zei și cu magii care îi slujeau și de a-i pune, de a-i umili. De exemplu, în 3 cu 19 și 20 spune Domnul, eu știu că monarhul Egiptului nu vă va lăsa să ieșiți până nu voi sili cu mâna mea puternică. Îmi voi întinde mâna, voi lovi Egiptul cu toate minunile mele pe care le voi face el. După aceea, monarhul Egiptului vă va lăsa să plecați. Sau în capitolul 7, după ce deja începuseră lucrările, când faraonul te va asculta, versetul 4, nu voi întinde mâna împotriva Egiptului și prin faptele mărețe ale judecății mele îmi voi scoate din țara Egiptului oștirile pe izraeliți, poporul meu. Și egiptenii vor recunoaște că eu sunt Domnul. Și a treia categorie de minuni este cea făcută în pustiu ca să cultive credința lui Israel și să consolideze credibilitatea lui Moise. De exemplu, după ce au trecut Marea Roșie și au văzut minunea asta, 14-31, au văzut lucrarea măreață pe care Domnul l-a înfăptuit-o împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Scop dublu foarte evident. Să creadă în Dumnezeu și în faptul că Dumnezeu l-a mandatat pe Moise să-i conducă. Normal că lucrurile astea nu țin multă vreme. Și pe măsură ce autoritatea lui Moise este contestată, apar alte minuni. Și pe marginea lor pierd unii. Nu mai au ocazia să-și înnoiască convingerile sau să-și înnoiască legământul. Aia se duc, se curăță poporul de niște uscături și ceilalți care nu s-au implicat mai au șansă. Până la urmă însă tot pierd. Că revolta devine un sport național. Ok. Acum, când e vorba despre Moise, nu ne vine greu să vedem în el calități de văzător, de om care vede lucruri de la Dumnezeu. De fapt, înțelegem că și Miriam și Aron aveau o astfel de carismă. Și atunci când Moise nu mai poate, Dumnezeu este de acord să împartă din același duh care era peste Moise, peste alți 70. Și vă aduceți aminte cum se manifestă Duhul ăsta? Proces, adică poate că e static, cel mai cu siguranță. Ceva se întâmplă că e vizibil și Iosua îi vede pe doi care au în tabără și zic, doamne, și eu te-a proces, să-l oprim. Moi zice, lasă să fie așa tot poporul. Și atunci s-ar îndeplini în sfârșit visul meu. Să nu mai trebuiască să fie nimeni liber, pentru că toți au Duhul Dumnezeu. Toți au părtășie cu Dumnezeu. Poate că acolo mai degrabă despre extatism putem vorbi. În orice caz, manifestarea respectivă ni se spune că nu se mai repetă, dar rămâne cumva personalitatea lor, poate mintea lor a fost impregnată de experiența asta, pentru că a rămas în Israel cei 70 de presbiteri care împărțeau cu Moise responsabilitatea conducerii. Dar a fost un moment de ăsta unic, în care s-au manifestat într-un alt fel. Poate chiar ca și apostolii în ziua de Rusalii. A fost un moment cheie. Și toată lumea a văzut, dom'le, ăștia sunt normali. Nu ni se spune că s-a mai repetat evenimentul cu presbiterii aceștia. Acum Moise, pe Moise, văd că ultima nu ia nici cum, medierea, mai este un aspect acolo, pe Moise îl vedem ca unul care mijlocește. După ce urcă pe munte, se întoarce, găsește poporul într-o stare deplorabilă, l-a făcut Aron fără fru, ia niște decizii,
E foarte hotărât și apoi zice, mă duc la Domnul să văd ce se mai poate face. Și mijlocește, merge până acolo, la cea mai îndepărtată extremă, zicând, Doamne, șterge-mă din cartea pe care ai scris-o. Oare să fie avut el cunoștință despre cartea vieții? Este posibil? Despre ce carte e vorba? Poate că e mai degrabă despre, vorba despre o altă carte, care în imaginația lui Moise avea de-a face cu cartea celor care urmau să intre în Canaan. Dacă așa este vorba, atunci Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Și Domnul zice, nu! Numai cei vinovați vor fi șterși din carte. Și Dumnezeu, într-adevăr, îi șterge din carte. Toată generația asta. Mai rămân doi și generația celor născuți în pustiu urmează să intre în Canaan. Dar cu fi așa. Dar cu fi așa. Dar aici sunt păreri împărțite vis-a-vis de cartea vieții mielului care a fost junghiat înainte de temerea lui. Varianta cea mai completă a cărții din Apocalipsa. Este posibil ca Dumnezeu să șteargă ce a scris el acolo. Cum îi zic? Da, am să zic, nu. Dar despre aceste lucruri discutați la teologie. Am o întrebare referitor la s-au intrat în Canaan. Cum îl cheamă? Fiul lui Aaron. Eleazar. Așa. Îl găsim în Genesa, capitolul 4, 5, undeva. Îl găsim în Exod. Și îl găsim că a intrat și în Canaan. Da. Se poate presupune că nu neapărat numai cei care s-au născut în pustie, prin extensie, cei care n-au fost majori la vremea ieșirii din Egipt. Da, că au fost numărați unii. Și ăștia erau cei în stare să poarte armele, leviții de la o vârstă, ceilalți de la altă vârstă. Atunci se ia în considerare că toți cei, așa fi probabil mai corect, cei care au intrat în recensământul din tâi, aceia n-au mai intrat în țară. Cei care au fost numărați în al doilea recensământ a fost deja o altă generație, trecuseră 38 de ani. Așa cred că ar fi mai corect să zicem. Dar cred că Bărbăsul scrie undeva în nume sau nume, mai că nu știu cum am citit, și zice că dintre cei care au fost numărați, intră numai Iosua și Caleb. Da. Cei care au fost numărați atunci. Atunci a implicit rămâne și Eleazar și cei care au fost înainte. Da. Da. Ok. Consiliul Presbiterian, vorbeam despre Moise, aici vorbesc despre cei 70 de presbiteri care au fost investiți, apoi în Numeri capitolul 11, despre care Domnul zice, eu mă voi coborâ la tabernacol, îți voi vorbi acolo, voi lua din Duhul care este peste tine și voi pune peste ei și ei vor purta povara poporului împreună cu tine și nu vei mai purta singur. Și apoi, cum ziceam, ei au început să profețească. După aceea, însă, n-au mai profețit. Manifestarea de tipul ăsta seamănă cu extatismul pe care îl vedem mai târziu. Ca și cum profetismul de tip extatic derivează din Duhul lui Moise. Care legitimează în felul acesta manifestarea profetică. Din nou, nu putem vorbi mai mult despre ei, nu-i cunoaștem mai mult de atât. Aici, în cuvintele lui Iosua, se poate vedea ceea ce am numit opoziția sau conflictul între profetismul cultic și cel independent, pentru că Iosua vrea să controleze fenomenul. Tot ce nu se petrece la templu sau la tabernacul în faza asta să fie scos în afară legii. Și Moise zice, nu. Profetismul autentic este cel care se face în afară. Nu putem să-l ținem sub control. Să dea Dumnezeu ca tot poporul să aibă astfel de experiență. Vedeți încă de aici, în fașă, conflictul acesta care se va pronunța tot mai mult pe măsură ce trec anii, pentru că profetismul cultic ajunge tot mai mult sponsorizat de conducerea centrală, care va ajunge să fie reprezentată de un rege și, prin urmare, să fie mai ușor de corupt. Pe când fenomenul independent este greu de controlat, Dumnezeu ridică pe unul și pe altul, sunt oameni cu vocație care n-au niciun fel de înclinație, poate, înspre astfel de slujire, Dumnezeu îi poate folosi. Și pe, tocmai din cauza faptului că ei nu se arondează stabilimentului, ei pot să grăiască cuvintele lui Dumnezeu.
Ok. Va trebui să ne oprim imediat. Îl luăm doar pe Balam acum. Din perioada Pentateucului sau a cărților Pentateucului, singura activitate profetică de amploare îi aparține lui Balam. Acesta însă este un profet din nordul Mesopotamiei. Numele lui îl mai găsim și pe o inscripție care provine de mai târziu, câteva secole mai târziu. Fapt care certifică prezența unui asemenea personaj, poate că a rămas un nume popular printre breazla profeților, poate că este același profet despre care a rămas amintiri vii în nordul Mesopotamiei. El este un vraj care își vinde serviciile lui Balam, lui Balac, regele Moabului, ca să blesteme poporul. Era o practică curentă că atunci când doi regi se ciocneau, ca să evite vărsarea de sânge, își trimiteau înainte profeții să se bată. Și atunci fiecare făcea o minune, exact cum s-a întâmplat cu Moise și cu vracii sau magii din Egipt. Fiecare știau să scoată ceva mai impresionant, mai nu știu ce. Acela care avea sorți de izbândă, sunt chiar documente în Mesopotamia care relatează despre astfel de incidente. Îl vedem însă pe Balam ca unul care a vit de bani, fiind nu poate să refuze invitația. El este cel care în timpul nopții primește lămuriri cu privire la ce urmează să se întâmple, ce urmează să facă vis-a-vis de această invitație. Așteptați aici peste noapte și vă voi spune mâine. Și mâine dimineața are răspuns. De unde știe care are răspuns? Pentru că el în fiecare noapte se bazează că acel zeu căruia îi slujește îi va răspunde la o întrebare specifică. Aici avem motive să ne gândim înspre un ritual anume pe care el îl făcea ca să fie sigur că are răspuns de la divinitate. Ori Dumnezeu nu funcționează în parametrii ăștia. Oricât de mult te dai tu de ceasul morții ca în noaptea asta să primești răspuns la întrebarea X, n-ai nicio siguranță. Dumnezeu dă răspuns, vorbește când vrea El. Aici ordine complet eronată. Ia. Nu un pic ciudată legătura între Dumnezeu și vraci. Pentru că, ok, presupunem că comunică cu Dumnezeu și mă presupunem asta și prin faptul că când ajunge să blesteme, binecuvântează. Și atunci cumva e ceva de aici avem o situație este complicată și mai mult de faptul că naratorul uneori îl prezintă ca și cum vorbește în numele Domnului. Dar astea sunt ocazii mai puține. A folosi numele Domnului, numele legământului dintre Dumnezeu și Israel, într-un astfel de context, e cu siguranță, are cu siguranță menirea de a adăuga un fel de sare și piper la toată situația asta. De a încurca mai mult. Și este ok. Că asta e intenția lui Balam să înșele. Ok? Dar Balam nu este profetul autentic. Pentru că el când ajunge la locul faptei, face un altar, aduce jertfe și abia apoi își declamă prorocia. Și când nu iasă bine, mai construiește un alt altar. Iar aduce jertfe. Este clar o divinație la care el recurge aici. Și apoi, în plus, atunci când nimic nu iese, ca să justifice totuși oboseala de a fi venit până aici, că se pare că Balam nu l-a plătit cum promitea, că dacă ai făcut așa, bani nu mai primești. Vine o altă idee strălucită. Pe evrei ăștia nu putem să-i blestemăm, atunci facem cumva ca să-i blesteme Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i lepede. Și atunci băgăm idolatria în casa lor. Asta e planul lui Balam. Balam este omorât în cele din urmă când Dumnezeu dă verdictul asupra madianiților și asupra lui Moab. Pe Moab n-a vrut să-l stârpească. Cu Moab n-a avut nimeni nimic. A trebuit să-i oporească țara. Moab a avut ceva cu Israel. Și s-a băgat el în evidență. A scos el singur în evidență. Dar era relația pe care l-a avut-o, cel mai probabil de vasalitate față de amoriții care au fost cuceriți, a rămas acum fără rege și el ce trebuia să facă? Păi nu putea să stea cu mâinile în sânge. În plus mai avea o alianță cu nomazii midianiți. Și tocmai cu midianița e problema, pentru că Israel a intrat într-o campanie de exterminare a midianiților, dar cu Moab nu are nicio treabă.
Însă, atunci când îi extermină pe Midianiți, îl găsește și pe Balaam acolo. Și cu ocazia asta îl scutează de un cap și pe el. Deci Balaam este cel care înșeală așteptările, aparențele. El pare să fie omul care este în legătură cu Dumnezeu, dar ce se poate întâmpla în Nordul Mesopotamiei în această privință? Unii au zis, este o dovadă a faptului că Dumnezeu s-a descoperit și altor oameni. Cred că este o dovadă prea mică să poți ajunge la o concluzie atât de mare. În plus, despre regele preot de la Urușalim, Malchisedec de altă dată, nu știm nimic decât că a făcut un ritual, a ieșit în fața lui Moise și s-a rugat în numele Dumnezeului prea înalt. Sunt indicii mult prea subțiri, ca să putem zice, să formulăm o teză, că Dumnezeu s-a descoperit și altor neamuri. Azi mâine vom auzi că s-a descoperit și chinezilor. Și unii chiar până acolo au mers. Dar faptul că există reminiscențe ale unei experiențe comune a umanității din grădina Edenului, de exemplu, sau din perioada de până la Babel, care s-au perpetuat apoi așa difuz cum s-a putut, cu cât a mai rămas, pe unde au ajuns oamenii, asta este o altă chestie. Sentimentul unei divinități există în fiecare om. Sau că dintre toți Dumnezeii ăștia, unul trebuie să fie superior celorlalți, să fie un Dumnezeu suprem. Astea sunt alte lucruri, sunt niște universali care sunt acolo să facă noi, pe care nu scăpăm. Da, ne oprim aici și luăm pauză. Și la Iosua. Iosua este ucenicul lui Moise. Pe el îl vedem nu odată, ci de două ori pus în slujbă. Îl vedem singurul care... Voi n-ar trebui să vedeți asta. Singurul care rămâne cu Moise pe munte. E adevărat că într-o împrejurare se urcă și Aaron și alții. Dar când merge și stă mai mult, este doar un fel de ordonanță a lui Moise, care îl așteaptă mai jos. Este primul care interacționează Moise și se coboară cu legea. Și primul care își dă părerea cu privire la zgomotele care s-aud în tabără. Să spunem că are pasiune pentru Domnul este prea puțin. E clar, măcinat până în măduva oaselor, de ce este drept, de ce este autentic, de ce este în concordanță cu revelația Domnului. Așa îl vedem reacționând și nu trebuie să-i punem mai multe în gârșă decât trebuie, atunci când vine vorba să sancționeze pe cei doi care n-au venit la templu, la tabernacol. Pentru ce motiv nu ar fi venit? Aici putem specula, sigur. Au avut o boală, o dat viroza în ei sau nu știu ce altă boală, sau pur și simplu n-au vrut să vină pentru că au avut ceva cu Moise. Nu mă duc eu la tabernacul, ce Moise vrea să ne controleze pe toți. Era la modă în lume ca toți să conteste autoritatea lui Moise. Dar Dumnezeu i-a ales pe aștia doi. Și acum, dacă așa a fost, ei s-au manifestat unde s-au aflat. Poate că au întârziat, poate că au fost alte motive. Dar din reacția lui Iosua, subînțelegem ceva mult mai grav decât o simplă neglijență. Să-i oprim, pentru că ăștia nu sunt la tabernacul. Cu siguranță Iosua este omul pasionat de Dumnezeu. Îl vedem că rămâne pe poziții chiar și atunci când 10 din 12 spioni vin cu mesaje alambicate. O zis Dumnezeu chiar așa, dar nu chiar așa. E altfel. Acolo sunt locuitori. Dumnezeu a zis că ne dă o țară plină, îndășugată. Dar nu ne-au zis că e locuită. Dar au zis că vă va da o țară pe care nu voi ați zidit-o, nu voi ați plantat-o, ghiși cine a făcut-o. Deci ei se așteptau cumva ca să dea o ciumă în ăștia și să piară toți, ei când vin, să fie toate partea, să parcă o fost răbire, așa unii creștini își imaginează viața de credință. Dumnezeu le va din belșug, ei nu fac nimic,
trec prin apa botezului, printr-o altă experiență și pac să trezesc în fața tuturor împlinite. Ce frumos! Dumnezeu nu e așa. Trebuie să trezești mai devreme sau mai târziu. Iosua a rămas însă ferm și pasiunea asta pentru iacvismul apropie, din definiție chiar, de profetism. Profeții au fost oamenii ăia mâncați dinăuntru de pasiunea asta pentru Domnul. Este o pasiune care se traduce în militarism. Nu e o chestie de asta, Doamne, Iisus te iubește. Ăștia au fost aia care au pus mâna pe sabie. Când s-au dat jos de pe munte, Domnul ce a zis? Cine este pentru Domnul de partea asta? Acum luați sabia și terminați pe toți ceilalți. Când Iosua aude că poporul a avut ieșirea asta în decor pentru el, s-au întors în apoi spre casă cele două triburi jumătate și au trântit acolo un altar. Repede s-au mobilizat armata, nu au mai stat pe gânduri. A avut însă inițiativa asta foarte bună, hai să negociem întâi, să vedem ce ați avut în cap. Și ăștia zic, am încercat să facem un monument, să nu uităm, uite, ne plecăm dincolo de mal. Poate unii vor zice, voi niciodată n-ați fost pe aici. Dar asta e dovada noastră, bine ați gândit. Când pleacă, se retrage din istorie, face o adunare națională și acolo zice, băieți, eu știu ce se va întâmpla, voi să vă îndepărtați de Domnul. Și atâta le vorbește despre asta, că până la urmă, atunci evreii își scot idolii, nici unde erau. Păi vai, poporul ăsta a intrat din pustiu în țara promisă. De unde sărăcia asta de idoli peste ei? Eu s-a știut, a fost un om cu picioare pe pământ, îl mânca însă înăuntru când îi vedea pe evrei, din când în când unul mai scăpa și pe lângă un copac verde, pe lângă un monument. Au mai rămas monumente megalitice de ale cananeilor prin țară și unii mai, aleluia, mai trăgea cu locurile acolo. Și asta vânta că el nu putea să reziste. Și la sfârșit a zis, voi nu veți putea. Și știu ce urmează să se întâmplă. Și dar despre mine eu vă spun ce se întâmplă. Eu și casa mea vrem să slujim Domnului. Acum, interesant, dar e doar o paranteză. Unii se gândesc la aceste cuvinte ca la o chestie care urmează să se întâmple și cu casa lor în momentul în care toți membrii familiei se vor converti. Zicea, Doamne, a doua și a zi. Nu? Ați auzit astfel de rugăciune. Să putem zice și noi că eu și casa mea vom sluji Domnului. Eu s-a n-a zis în perspectiva aia. El a zis-o acum ca legământ. În ce mă privește pe mine, eu și până acum, dar și de azi înainte, în casa mea nu se va închina nimeni altcuiva decât Domnului. Asta a făcut-o eu. Dar rugăciuni de astea nu ce auzi. Auzi dintre alea, Doamne, noi suntem impotenți, noi nu știm face nimic. Dar adă tu ziua aia. Că dacă la tine în casă satana joacă, normal că nu va ajunge niciodată ziua. Nu? Asta e problema. Ne rugăm, apă. Și folosim Scriptura, numai Pavel e dificil. Și eu sunt dificil de înțeles. Unii răstrămoce Scripturile spre o sânta lor. Nu se poate așa. Acum există diferențe. Că, într-adevăr, pe vremea lui Iosua, dacă un stăpân de casă își vedea fiul trăind în nerânduială, lenevie, în chefuri și în idolatrie, îl ducea, îi dădea cu cheatra în cap, tot poporul termina și s-o termina. Astăzi nu poți să faci asta. Deci există niște diferențe. Atunci când tu zici, în contextul societății contemporane, eu și casa mea vom sluji Domnului, îți asumi niște responsabilități mult mai mari. Și dar merită. Până la o anumită vârstă, ai controlul asupra copilului. Dar surpriza mea este că părinții nu vor să-și asume nici până la vârsta respectivă dreptul de control asupra copilului. Cum copilul dă nas, 13-14 ani, gata, babacule, bunico, lasă-mă în pace, eu fac ce vreau, vin când vreau, tu să-mi faci numai și să-mi treci, tu nu ești bună de nimic. În casa mea nu se întâmplă așa ceva, îmi pare rău. Dacă nu vrei să trăiești în astfel de condiții, du-te, tată, când vezi cu ochii. La mine în casă, astea sunt rânduielile. Și când omul știe care sunt rânduielile, începe să gândească altfel. Există sancțiuni. Nu trebuie să-l bubui pe copil să-l dai cu capul de pereți. Dacă nu reacționează la sancțiuni, sunt și alte lucruri de făcut. Și bineînțeles că rugăciunea trebuie împletită cu educația din vragi de pruncie. Eu s-o asta zis. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Voi faceți ce vreți voi. Dar știu că aveți probleme. La mine în casă să se face altă. La urmă, o singură întrebare. Ce versetul 33 cu 11 Iisod
Domnul vorbea cu Moise față față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tavă, dar tânărul lui slujitor Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul corpului. Ar putea ieși de aici că Moise avea, Iosua avea un fel de comunicare, la fel ca și... Acum ajungeam să vorbim despre comunicarea la Iosua, numai că... Nu știu dacă mă lasă, mă rog, comunicarea cu Dumnezeu și mai este predicțiile pe care le are. Da, Iosua avea comunicare cu Dumnezeu. Acum, textul ăla este unde? În Exod 33. Suntem într-o situație în care portul întâlnirii, adică locuința lui Moise, era în mijlocul taberei. Și Dumnezeu vine cu promisiunea, vreau să-mi construiesc eu un corp, al meu, nu al tău. Numai că apare criza. Când apare criza, Moise sancționează poporul scoțând portul întâlnirii în afara taberei. Și acum, de câte ori ieșea Moise de la locul de odihnă, din mijlocul taberei, înspre portul întâlnirii, poporul, dintr-o dată, s-a descoperit reverența. Se ridica în picioare și îl urmărea cu privirea câtă vreme era Moise acolo, stătea o smirnă și s-a întâmplat ceva cu ei. Și acum Dumnezeu a zis, am de gând să nu mai vin cu voi. Acum era și mai problemă. Da. Câtă vreme a fost portul acolo afară, în perioada asta de tranziție, până când s-a construit portul, tabernacolul lui Dumnezeu, nu? Acel la slujit de leviți. Ăla a fost în mijlocul taberei. A fost o perioadă de tranziție, când portul întâlnirii, folosit ca și port de mediere cu Dumnezeu, era în afara taberei. Despre asta e vorba. Deci cât timp a fost perioada asta de tranziție, Iosua rămânea de slujbă la templu, la tabernacol. Acum, Dumnezeu comunică cu Iosua, dar mai ales după ce Moise pleacă. Până atunci, nu putem ști cu siguranță. Dar pentru faptul că Iosua era acolo tot timpul, poți să tragi o concluzie. Iosua era pasionat de Dumnezeu. Îl mânca. Ia crismul. Dar după ce Moise pleacă, Moise îl prezintă pe Iosua. Acesta este omul pe care l-a ales Dumnezeu. Va trebui să-l ascultați. El vă va conduce. Își pune mâinile peste el. Cu el vorbește ultima dată. Și apoi Iosua primește vizita Domnului. Îngerul Domnului care vine să desfășoare planul de bătălie pe Ierihon. Este același înger care i-a scos din Egipt și despre care Domnul a zis, acesta vă va da țara în stăpânire. El vă va călăuzi pe drum și vă va da țara în stăpânire. Același înger pe care îl vedem în judecător, care zice, n-ați ascultat de Domnul. Pentru că nu mi-a putut îndeplini mandatul. Nu era, Dumnezeu nu avea obligația asta. Uite, în ciuda faptului că voi nu vreți, eu vă dau țara în stăpânire. Vă veți stăpătui toți cu proprietăți și așa. Și apoi de acolo iau noi. Dumnezeu a zis, lui Iosua îi spune, orice loc pe care va călca talpa piciorului vostru, Virgolda, trebuia să facă ceva. N-ați făcut, n-ați primit. La un moment dat, Dumnezeu îi stârnește pe cananeni și era strâng armatele ăștia, îi bat proprietățile alea, le iau stăpânire. O le-a rămas. Cine nu a mers mai departe, după ce s-au împărțit proprietățile, a rămas fără. Iosua era însă acolo, în epicentru acestor confruntări, dezbate, discuții, și Iosua, cum ziceam, la sfârșitul vieții, are chiar și predicțiile astea. Deci, cumva, se potrivește destul de bine cu tradiția profetică și nu este greșit să zicem că și Iosua a fost un profet. Ce capitol? Poftim? Ce capitol? Capitolul 24. Versetul 20, când îl veți părăsi pe Domnul și veți sluji Dumnezeilor străini, se va întoarce, va face rău nimicin, după ce v-a făcut bine. Voi nu veți fi în stare să slujiți Domnului care este gelos și sfânt. Este are o dragoste perfectă, care nu acceptă niciun fel de scăpare. Le dă legi, porunci, ei să le ia cu jurământ, vom asculta, nu, cu noi nu se va întâmpla așa, vom asculta. Așa bine să le are, că în generația următoare a presbiterilor care l-au cunoscut pe Iosua, care au făcut legământul ăsta, nu sunt departe. Dar au și probleme cu aplicarea principiului calcă și Dumnezeu îți va da stăpânire. Dar măcar nu sunt departe de Domnul. Ok. Avem un fenomen profetic feminin încă din faza asta și el se va extinde și mai târziu. O vedem pe Miriam după ce se traversează Marea Roșie, sora lui Aron și lui Moise, care conduce poporul în închinare. Și instrumentele folosite sunt de percuție,
instrumente foarte des asociate cu extatismul profetic. Îi vom vedea și pe alții pe vremea lui Samuel, tot în la fel. Și dansând înaintea Domnului, lucru care face și, îl fac și alții, tot profeți și David mai târziu. Deci există o manifestare de felul ăsta. A doua inițiativă pe care o are Miriam este de a contesta autoritatea liderului. De data asta însă, a făcut greșit, era în tradiția profetică să contești autoritatea liderului, mai ales dacă acela făcea o greșeală. Aici însă argumentul ei n-a ținut. Ei s-a părut că a doua căsătorie a lui Moise cu o femeie etiopiancă, poate că virilitatea lui la o vârstă totuși înaintată, Doamne iartă ce mai trebuie, n-ar putea fi în mod natural, să zicem, spiritual, legată de slujirea lui de profet. Nu-i constantată. Anume? Faptul că numai atât din zicele lui, Miriam se găsește că el și-o mai luat în dar Moise, da, ea îi zice, îi bagă pe lină lui Moise, ce? Dumnezeu vorbește numai prin el, prin noi nu. De unde vine chestia asta? Și tocmai în contextul ăla, mi se dau două detalii. Miriam și Aron au vorbit din cauza femeii cușite care se căsătorise. Ei ziceau, oare numai din prin Moise vorbește? Care e legătura între revelația prin Moise și căsătoria lui Moise? Păi este una. Probabil ea n-a fost măritată niciodată. Și ea gândea la toate lucrurile astea într-o altă perspectivă. Omul trebuie să se consacre prin Dumnezeu. Omul trebuie să nu fie atât de mult legat de lucrurile astea pământești, firești. Totuși Moise era bătrân, frate. Ce mai trebuie? Bă, frate meu, deci să-mi fie iertat. Acum, cred că ai trecut limita. Și ni se mai dă un detaliu, că Moise era foarte blând. Mai blând decât orice om. Deci pe el nu l-a afectat asta personal. Săracul. Puteau ăștia să fac tot felul de exerciții acolo, că ei lăsau rece. Dar pe Dumnezeu nu lăsau. Pentru că indiferent de unde provenea această acuză, ea era nedreaptă. Vedeți? Rădăcina este într-altă parte. Ce iese în afară este ca o justificată acuză la adresa liderului, care își imaginează că Dumnezeu vorbește numai prin el. Dar nu era nimic adevărat în asta. Și din cauza asta e sancționată. Ce vreau să zic însă că opoziția profetului față de conducerea religioasă rămâne o notă distinctivă a profetismului. Iar vist mai ales de aici încolo. Dar săracul Moise era obiectul greșit ales pentru așa ceva. Să nu fie cumva, vedeți că e exact după incidentul din capitolul 11, când au fost aleși 70 de prezbiteri. Și Moise... Aron și Miriam, nu sunt numiți printre ei. Are ceva legătură? Nu cumva o ceva lovitură așa puțin mai dureroasă pentru ei? Adică, ce putea Moise să aleagă? Dumnezeu i-a ales pe aceea. Și tocmai în contextul ăsta vin ei doi și zic, dar ce nu prin Moise vorbește Dumnezeu? Nu! Tocmai au fost ale 70. Care e întrebarea? Deci sunt niște lucruri care trec dincolo de suprafață. Pe care probabil nu le putem înțelege suficient de bine din textele câte le avem. Dar există legăturile astea care cumva te duc cu mintea într-o anumită direcție. Deborah este următoarea reprezentantă a profetismului și nu prea să-mi limase. Nu știu ce am făcut aici. Ea este și profet și judecător. Și acum, acele două oficii nu trebuie confundate. Dar ele se cuplează de multe ori. La fel va fi și Samuel. Judecător în sensul de arbitru, de referent al legii lui Moise. Pentru asta putea să deplinească un mandat pe toată durata vieții. Tiparul de judecător pe care îl găsim în cartea cu același nume este totuși unul diferit. Deborah este femeie măritată și are la un moment dat și revelație cu privire la ce urmează să se întâmple în Israel. Ea știe că urmează să aibă loc o confruntare militară și că aceasta va fi câștigată și pentru că Barak dă dosul, îmi zice, eu nu merg decât dacă vii tu, de acord, dar atunci biruința va fi împărțită cu femeile. Și, într-adevăr, aia se și întâmplă.
Da. Cam atât știm despre Debora. Pe parcursul istoriei vor mai apărea și alți profeți feminini, alte profetese. Unele autentice, altele nu. Vă aduceți aminte pe vremea lui Nehemia, chiar s-au încercat niște manipulări, cum că ar fi o profetesă pe care Nehemia ar fi folosit-o ca să-și... nu, că ar fi o profetesă care l-a chemat pe Nehemia să facă un gest ce nu dea bine. El a intuit că e vorba despre o manipulare și a refuzat să facă ce i s-a promis, ce i s-a anunțat prin profetesa respectivă. Au fost și alte profetese care au fost apărut pe parcursul istoriei regilor mai ales. Noi acum rămânem atât pentru perioada proto-profetică. Samuel este cel care dă nota în perioada următoare. Pe el îl vedem provenind dintr-o familie levitică. Și el vine foarte bine pe tiparul profetului judecător. Acum, judecătorul în cartea cu același nume, cu foarte puține excepții, vezi Deborah, de exemplu, era un consultant juridic. Și despre Samuel citim că el avea un traseu pe care îl făcea în fiecare an și acolo mergea și învăța pe oameni legea lui Dumnezeu. Pentru el însă se aplică mult mai bine celălalt tipar de judecător, acela ca în perioadă de criză să iasă în față, să conducă armata și Dumnezeu să dea izbăvirea prin el. Acum, pentru faptul că el a funcționat pe toată durata vieții și a vrut să-și predea mandatul și fiilor săi, aici nu se potrivește cu mandatul de judecător, de șofet, cum erau cei din cartea cu același nume. Dar cu siguranță este unul care a condus poporul, a dat victorie împotriva filistenilor, a dat și pace pentru o vreme în țară. Este profetul care vedem la un moment dat când vine regele Saul și nu o respectă într-un tot legea, că pune mâna pe sabie și îl face în bucăți în numele Domnului, pe Agag, nu? Cam asta ar fi făcut orice profet vis-a-vis de cananeni, pentru că i-au înțeles mandatul evreilor era să extirpe pe care se termine pe cananiți din țară. Era o voce a lui Dumnezeu care ziceau tot timpul, la nesfârșit, aceeași placă, aceeași melodie. N-ați extirpat răul din țară. Nu i-ați extirpat pe cananeni. Trebuie să ne întoarcem acolo. Trebuie să ne îndeplinim mandatul. Asta am înțeles? Asta era singurul mesaj pe care ți-l putea spune și noaptea dacă trezeai din somn. Samuel este și omul care are abilități extrasenzoriale. Le-am numit. Și este liderul unei comunități profetice. Aia nu vrea să intru nici cum. Adică îl vedem în mai multe rânduri, conducând grupuri de extatici, de oameni care sunt tot fie prorocilor sau proroci numiți, și care se manifestă prin cântare într-un fel extatic. Sau ajunge în prezența unui astfel de grup și nu mai poate să controleze. Se manifestă ca și ei. Rămâne chiar catatonic, plus fără mișcare. Se dezbracă de haine. Este un tip care e consultat atunci când sunt situații de turnură în istorie. Și atunci când are un război, Saul îl așteaptă pe Samuel să vină să aducă sacrificiu. Nu aduce încredunii în calitate de preot. Și aduce în calitate de profet. Să caute voia lui Dumnezeu. Dumnezeu putea să le expună în situația respectivă dacă conflictul care urmează să aibă loc este de la el sau nu. Dacă să renunțe, să se întoarcă acasă sau să meargă mai departe. Deci, cu siguranță, Samuel este un profet. Mi se spune chiar în contextul în care Saul căuta lămurire cu privire la măgărițele pierdute, că în virtutea capacității sau extrasenzoriale de a vedea ce nu se vede de către cei mai mulți oameni, de a ști ceea ce nu poți ști pe căi naturale, din cauza asta a fost consultat. Și Dumnezeu l-a trimis pe Samuel să lungă pe rege într-un anumit context, și pe Saul și pe David. De fiecare dată
abilități mai mult decât fizice naturale erau necesare. Profeții israeliți sau profeții din Israel. Aici vorbim despre acei profeți care la împărțirea regatului în două i-am luat pe ei prioritate și apoi profeții din Iuda, au mai rămas în credincioși Domnului. Și foarte interesant că între câți profeți existau în Canaan, în teritoriile acestea colonizate de evrei, mai mult atenție li se acordă profeților israeliți. Și avem episoadele din viața lui Ilie și a lui Elisei, care acoperă întâiile 17, 2 rei 7, o grămadă de capitole. Nu se vorbește despre regi, parte istoria stă în loc. Pe vremea lui Ahab și a lui Ioram, cei doi rei și Ahaz, nu contează ce au făcut ăștia așa de mult, contează ce au făcut profeții. Avem însă, înainte de ei, pe Ahia din Shilo, putem vorbi despre profeții din Nordul, sau de Israel, sau regatul de Nord, cel căruia îi se datorează istoria, prologul și epilogul istoriei lui Ieroboam. Prin el, Ieroboam află de alegerea lui Dumnezeu, prin el află că Dumnezeu le apără. Rolul profetului în perioada respectivă nu era superior regelui? Well, din moment ce el era reprezentantul lui Dumnezeu, de aici și conflictul, o să vedem mai târziu, pentru că ei permiteau să vorbească în numele lui Dumnezeu, care era cea mai înaltă autoritate, chiar și împotriva regilor, care se credeau cea mai înaltă autoritate, de aici apăreau tot felul de conflicte, litigii. Unii, puțin, de fapt, regi, au știut să-și facă din profeți prieteni, dar pe ăștia nu ți-i puteai face prieteni cu o masă sau cu, știu eu, un butic sau chiar și cu o pensie viageră, cum a făcut David. Dom'le, când au călcat pe bec, au venit profetul de la palat, care altfel s-ar fi simțit obligat să ține cioc închis, și au zis, tu ești acela. Deci ăștia erau foarte greu, pe aceștia nu putea să-i controlezi. Cei care aveau o conștiință adevărată de profet. Pe ceilalți puteau să fie sute. Ahab avea acolo și toți erau în corul armatei. Cântau aceeași melodie, în fiecare dimineață lui se făcea pregătirea, astăzi regele nu se simte bine, trebuie să-i zicem așa, o să primiți mai multă mâncare, să puteți să-i ziceți. Erau profeții despre care spunea Ieremia, dacă au ceva în gură, vestesc de bine, dacă nu au nimic, vestesc de război. Cu Achia din Shiloh nu puteai face așa ceva, ăștia nu erau manipulabili. Dumnezeu a venit, i-a zis, ok, ești într-o poziție privilegiată, Dumnezeu te-a ales să conduci mai departe pe Israel. Când o călca pe bec și a fost evident că el nu vrea să facă asta, Dumnezeu te vrea pătăt. Împărăția o dă altuia. E ciudat că, de fapt, istoria lui Ieroboam este cuprinsă, sau este compusă din trei incidente majore. Și toate au de-a face cu profeții. Prima, modul în care a fost desemnat rege, cu haina care este sfârșiată și își alege în 10 părți. A doua, ciocnirea cu profetul anonim, care vine din Iuda. Și a treia, dezicerea lui Dumnezeu de Ieroboam de către Dumnezeu, tot prin oracolul profetului, capitolul 1, 14. Până la Ilie și Elisei, mai avem în 12 pe Shemaia și apoi îl avem pe Iehu, fiul lui Hanani, care vine cu mesajul împotriva lui Bașa. Capitolul 16 din 1 Regi. Și toți au, adică amândoi au mesaje nu tocmai optimiste cu privire la ei. Da, în contextul ăsta, deși Dumnezeu a anunțat desființarea dinastiei de scurtă durată oricum a lui Bașa, se ridică dinastia lui Omri. Însă s-a făcut un bine că a fost înlăturat un om rău înaintea Domnului, însă n-a venit altul bun.
și dinastia lui Omri li se vorba de profeții lui Ilie și Elisei de acum înainte, mai ales cu Ahab și cu Ioram. Istoria lor o știm, în linii mari, din frații de pruncie este pomenită. Ahab este cel care reușește să se alieze cu fenicienii, că și-au o soție feniciană, este un om moale, pe care soția îl poartă cum vrea ea, aduce cultele păgâne la Samaria, poate ea manipulează pe rege cum vrea ea, regele nu este în stare să facă nimic, fără să fie autorizat de ea. De aici conflictul pe care Ilie îl resimte că nu este cu Ahab atât de mult cât este cu Izabela. Okay, și aici e iarăși o reflecție când vorbește despre Apocalipsa, despre Izabela. Cu siguranță este un nume simbolic acolo. Niciun evreu sănătos la cap nu numea copii la Izabela. Că se pare că era o evreică convertită sau neconvertită. Acolo rămâne de văzut. Însă cu siguranță nu era numele Ilie. Izabela este cea mai destituită dintre toate personajele, detestată și disprețuită. Nu are cum ca cineva să-și pună un astfel de nume copilului dacă e sănătos la nume. Dar tocmai în perioada aceasta, Ilie vine cu slujirea lui. El face minuni, îl vedem manifestându-se în domeniul taumaturgiei. El este cel care mijlocește pentru Israel. Îl vedem confruntându-se, la fel ca și orice alt profet iacuist, cu baalismul. E adevărat, dacă e nevoie, pune mâna și pe sabie. Stă poziții la râu ca să le tăiem gâtul. Vedeți, de la el învață și ucenicul Elisei. Și de la Elisei învață și ceilalți. Discipolul acela care e trimis să-l ridice pe Iehu, ca cel care urma să împlinească mandatul de extirpare a dinastiei lui Ahab, îi dă detalii. Tu trebuie să faci, să-i tai mau, să-l duci, să-l tai gâtul și exact asta face Iehu când ajunge. Iehu extermină în masă tot ce mișcă. Baalism, prinți care se închină lui Baal, nu contează că din familia regală de la Samaria sau de la Ierusalim, tot ce prinde, tot ce a fost atins de baalism, el extermină. Și l-a inspirat un profet. Profeții, asta ar fi vrut, ca să aibă brațul înarmat al autorității. Nu seculară, că atunci se punea problema asta. Teocrația funcționa în felul ăsta. Există multe minuni pe care le trăiește Ilie, ziceam că se califică pentru slujirea asta de teomaturg. Elisei este și mai mult de atât. Nu o să mai intre aici Elisei. Se vorbește despre Elisei și unii se uită cu atenție la modul în care poate s-a împlinit literal faptul că a primit de două ori din puterea lui Ilie, atunci când contabilizează minunile și socotesc că le iasă de două ori mai multe făcute de Elisei decât de Ilie. Dar din nou, atenție, poate că literal iese. Dar acestea sunt minuni selectate din viața lor. Ei au făcut mai multe. Faptul că a primit din puterea lui Ilie este evident pentru toată lumea. Toată lumea a înțeles că asta înseamnă succesorul Ilie este Elisei. Ilie l-a ales pe Elisei, Elisei îi poartă mantia, el conduce mai departe lucrarea lui Ilie. Care era lucrarea primordială? Lupta antibaalism. Secundar, era deja un cămin pentru fiii prorocilor, cum este numit în Cornelius, sau discipolii prorocilor, profeților, pe care el îl coordona mai departe. pentru că Ilie n-a reușit să extermine baalismul. Și nu va fi reușit, nu va reuși nici Elisei. Baalismul rămâne o ispită constantă în Israel. Conflictul acesta dintre profet și conducerea politică este evident în amândouă cazurile. Tipic profetic. Vă aduceți aminte cum îi spune Ahab când se întâlnește cu Ilie? Ai găsit dușmanule. Da, te-a găsit. Dumnezeu te-a găsit. El are o problemă cu tine. Nu eu tulbur pacea lui Israel, ci tu. Și cu nevastă ta și cu neamul tău. Care ați hotărât să urmați Baalilor. Da. Ei, întoarce din complimente aici. Fiecare zice complimente celuilalt. Și întorc complimentele. Schimburi de cordialități. M-ai găsit dușmane? Te-am găsit pentru că te-ai dedicat răului.
când regele își permite să calce și normele bunului simț, ca să nu zicem legea lui Moise, vrea neapărat o moșie, de vas să-l pune în dreptul. Îi aduce sentința. Și foarte ciudat, Ahab de Samaria se pocăiește. Nu spune că se pocăiește Izabela. Că dacă ea se pocăia, poate că mai era ceva speranță. Dar se pocăiește Ahab și îl impresionează ca și pe Dumnezeu. Așa spune. Ai văzut? Ahab se pocăiește. Uite ce mărunt umblă. Uite ce haine și-a luat. Pentru aia însă dezvoltământul este doar amânat puțin, am putea zice. De fapt, Ahab merge singur la moarte și despre asta o să mai discutăm și mâine. Aici apare mica a fiului Ivla, care era un profet neautorizat de rege. Pentru că el își permitea luxul de a vorbi numele lui Dumnezeu așa cum ieșea. Indiferent dacă era popular sau nu, dacă regele accepta sau nu. Când aia 400 zic într-un fel, îi chema și mica și el spune exact cum stau lucrurile. Deși se joacă cu sarcasm acolo, că și regele se prinde. Și ea înseamnă totuși profeția. Zice, mă, tu stai la păstrare cum mă întorc. Dar pentru aia o ia în serios. Zice, dacă cumva ăsta zice ceva ce trebuie, ia să-mi schimb eu hainele. Și merge la război. Și chiar dacă și-a schimbat hainele, Dumnezeu prinde că pe Dumnezeu cu hainele nu duci. Și o să zic atât ce la întâmplare. Mă gândesc dacă ai face un film de genul ăsta. Arăți arcașii care trag și aia trag bine ploaie. Nu de stele, ci de săgeți. Și una chiosc, fix în cel care se dădea altceva în regele. Și zic, o săgeată moare. Săgeata aia l-a nimerit. Și l-a nimerit bine. Oamenii totuși aveau cămăși de sale, aveau protecție. L-a nimerit bine de tot, că a murit într-o săgeată. Nu poți să te gândești decât în anumite zone vulnerabile. Probabil în zona gâtului sau sub braț. Hemoragie și a murit ca un gâne. Eliseu ia lucrarea și o duce mai departe. Pe lângă faptul că face multe minuni și se confruntă cu regele, vine regele și Eliseu zice, aud pe culoar pașii regelui, cine este câinele ăsta? Ia închide zi ușa, țineți-l afară. Confruntare, cum îți permiți să faci pe ceva regelui? Nu? Și regele pune capul pe lave și îi prezice, mâine se va vinde la poarta cetății mâncare pe bani de nimic. Și vine trimis din afara țării. Vine regele din Aram, din Siria, să-și rezolve o problemă cu generalul lui. Și regele panicat, ce sunt eu aici? Dumnezeu să-ți dau viață de unde el nu dă? Ce scuză-mă, n-ai auzit de un profet în Israel? Tu nu citești cuvântul adevărului? Ia trimite la mine și atunci o să știi cum stau lucrurile. Regele nu este pe aceeași pagină cu profetul. Și numai el are de pierdut. Dar pentru că are o altă agendă decât al lui Dumnezeu, din cauza asta el n-are ce casă comună să facă împreună cu profetul. Profetul își face datoria și de multe ori în folosul statului, în folosul poporului. Dumnezeu îi destăină, din nou are experiențe supra-senzoriale, îi destăină, ce spun ăia, am ascuns acolo, ce planul tocmesc ei, nimeni n-avea atunci nici tehnologie de asta ca americanii, care se trimită avioane în spionaj și alte chestii, și telefoane interceptate, nimic. Dar Dumnezeu îi spune. Până acolo merg lucrurile, că și după ce moare, trupul are putere. Vă aduceți aminte, cineva este îngropat peste el, din fapt trezește la viață. Asta e un lucru foarte special. Singurele învieri, de fapt, din Vechiul Testament, sunt aici, pe vremea lui Ilie și a lui Elisei. Dumnezeu a făcut o lucrare extraordinară. Și acum întrebarea. De ce acordă Dumnezeu atâta atenție în Canon unor profeți din Nord, din Israel, când erau atâția în Iuda? Poate. Nu te aștepți acolo să fie profet. Aiți ai cultul lui Iacob, aici e patria iacobismului. Poate că am zis mai mult decât trebuie. Poate că nu erau atât de mulți profeți în Iuda. Pentru că profeții, ce am zis? Profeții apar atunci când este problemă. Atunci când e criză spirituală.
Și criza era mai neagră, mai mare în regatul de nord. Dumnezeu încearcă să-i recupereze. Și uitați-vă că atunci când se trage linie, când Dumnezeu zice nu mai există loc de întoarcere, da, unde voi? 2 Regi, capitolul 17. Domnul a avertizat pe Israel, versetul 13, și pe Iuda, prin toți profeții și văzătorii, zicându-le, întorceți-vă de la căile voastre rele. Asta a fost rolul lor. Deci nu trimite Dumnezeu profeți când toate merg bine. Faptul că există profeți înseamnă două lucruri. Dumnezeu mai are milă și ceva merge rău în țara aia. Că dacă toate lucrurile merg bine, nu există motiv care să existe, să slujească. Ok. Acum, i-am văzut pe acești profeți sponsorizând, investind în slujirea anumită discipolii profeților, dar asemenea acestei asociații, eu am numit o asociație religioasă de tip profetic, mai existau și altele de tip quasi-profetic sau asemănător cu cel al profeților, cum sunt nazirei și recabiții. Toate trei aveau un lucru în comun. Acum așa, pe nemâncate. Știe cineva care era aia? Era pus de bani. Profeții nu, despre profeți nu se spune că nu beau nimic. E corect pentru nazirei și recabiți. Erau puși deoparte? Poate că și recabiții, dar recabiții nu erau puși deoparte în obicei. Erau o urmașii lui Recap, care au urmărit, au făcut un legământ, așa cum a hotărât tatăl lor, să nu bea vin și să nu locuiască în cetăți, să locuiască în porc. Asta era un ecou al nomadismului, de unde au venit înainte să se așeze în Canaan. Ăștia erau oameni care ziceau că urbanismul e greu, e greșit, e păcătos, ne conduce înspre politeism. Cine vrea să-și păstreze curat, mai bine ar face să trăiască ca patriarhii, în corturi, să stea lângă natură, să vadă pe Dumnezeu acolo, să închină lui Dumnezeu acolo. Era o reacție împotriva urbanismului. Nu tot urbanismul e greșit, dar urbanismul are tendința de te conduce înspre asta. Și totuși găsim în Ierusalim. Că până și ei până la urmă s-au dus la Ierusalim pentru că au venit invazia și a constrâns. N-au vrut să se lase pe mâna invadatorilor și atunci toată populația și căutat refugiu în cetate. N-au avut altă opțiune, probabil. Câte de asta. Ok, care era elementul comun? Păi pe unul dintre fiii lui Recap îi găsim asociați cu Iehu. După ce îi trece prin sabie pe călătorii, musafirii din Ierusalim, veniți la Samaria, dă peste ei așa, se întâlnește cu fiul lui Recap și zice, hai să vezi râvna mea pentru Domnul. Și împreună merg în car și împreună fac planurile care au făcut. Toți au în comun râvna pentru Domnul. Antibalismul. Războiul de curățare a Canaanului. Asta e întrebare de exact. Ok? Toți au aceeași râvnă. Dintre nazirei, îi avem ca exemplu pe Samson, pe Samuel, și ei vorbesc de la sine. Ăștia au fost antifilisteni, până la moarte. Că n-au visat, se trezeau noaptea, în timpul somnului, unde-i filistean, să iau gând. Deci eu ăștia, cu ăștia, n-ai putut să ai niciodată pace. Filisteanul era pe mintea lor. Discipolii prorocilor, îi vedem, ei sunt cei care inspiră mesaje profetice de cucerire a țării, din mâna cananeilor care s-au infiltrat. Samuel, Ilie și Elisei sunt văzuți în compania unor astfel de grupuri. Și foarte interesant, când Samuel coboară, zice, coboară de la o fortăreață și acolo grupul cânta tot felul de cântări și erau prinși în extaz, fortăreața respectivă era filistenilor pe vremea lui Samuel. Ce făceau ăștia venit la Giva de Elohim? Giva cea mare, s-ar putea zice, care era fortăreața filisteană. Și veneau cântând cântece
Ce putem înțelege de aici? Urmă să-i bată de omorâți sau de omorâți. Păi, urmesc probabil că creștinii aveau o mare, cum să spunem, apreciere față de profeți. Îmi pot imagina numai. S-au dus și le-au cântat la porți acolo cântece patriotice. Domnul vă va nimici. Și la urmă și cântau și aveau extaz profetic. Și veneau cântând după aia de acolo. Saul, care a fost chemat să slujească în felul ăsta, s-a întâlnit cu un astfel și a fost prins în verba lor acolo. Okay? Nu poți să le legi altfel decât în contextul ăsta. Ei nu s-au dus acolo să lucreze ocoarele filistenilor, nu s-au dus să le facă prorocii cu privire la viitorul grandios al Imperiului Filistean, și precis s-au dus să le spună vreo două, măcar atât au putut să le facă. Știind că ei sunt protejați, că filistenii nu se ocupă de profeți, s-au dus ce a făcut David. Orice prostii zic ei, îți profesă racii. Da, ei au buzei, au nu știu ce. Nu te poți atinge de ei. Da, deci îi vedem în contextul ăsta. Și cu siguranță recabiții care au oferit sprijin lui Iecu pentru extirparea balismului în 2 Regi, capitolul 10, tot în același context al războiului. Dar acum, regele Solomon vine aici cu el în chem, a dat o consistentă lovitură acestor pe care, grupuri pe care le-am putea numi cruciați. Weber îi numește cruciați democrați. Erau grupuri profetice libere, care aveau idealuri naționaliste. El pune totul sub control, Solomon. Ignoră frontierele seminților de altă dată și împarte țara în alte nome administrative. Susține și sponsorizează urbanizarea într-o vi, cum n-a mai fost întâlnit până atunci. Armata populară este desființată, este demobilizată. El își construiește de acum cum se zice, are o armată permanentă, își construiește garnizoane. Da, David a început ritualul ăsta cu garnizoane în diverse capitale ale Imperiului său, ale țărilor din Imperiul său. Solomon vine și face mai mult. Stabilește o cavalerie, lucru care era interzis prin legea lui Moise. Am putea zice, cumva se aseamănă miliția populară care a fost cândva cu răzeșii care am avut noi prin Moldova. Dar odată cu răzeșii care sunt trimiși la vatră, se termine și mișcarea profetică. Solomon ține, deține controlul asupra tuturor lucrurilor. De asta Ahia din Shilo lucrează pe ascuns, merge și vorbește cu Ieroboam, un om care atunci când înțelege tot pe ascuns lucrează. În contextul în care îi spune că Dumnezeu a ridicat comandul Solomon, se ridică și profetul Ahia, nu mai era la modă, la palatul lui Solomon, ca profeții să aibă o voce, să aibă ceva de spus. Vedeți că până la urmă, tiparul ăsta, sau interpretarea asta, că urbanismul aduce cu el și decăderea religioasă, este bine întreținut de textele biblice până în acest moment. Unii merg și mai departe de atât și chiar formulează o regândire a implicării creștinilor în societate. Unii vorbesc despre ieșirea din urbe sau despre reformarea urbei, în ce măsură se poate face. Cert este că Dumnezeu recuperează până la urmă tiparul ăsta, pentru că ultima imagine a poporului lui Dumnezeu din Apocalipsa este cea a unei cetăți. Acum, cetatea grădină. Că acolo se întâlnesc și motivul grădinei din Eden și al cetății de altă dată. Se pare că omul are o incapacitate naturală de a face din conviețuirea împreună a oamenilor ceva frumos. Mereu iese ceva urât. Și dacă nu se depun eforturi consistente, nu iese nimic. Rămâne de văzut, noi trăim deocamdată cei mai mulți dintre noi în urbe, și putem să ne băgăm capul în nisip, să zicem, noi trăim pentru altă lume. Dar până la urmă, trebuie să facem ceva ca să ne facem viața mai plăcută aici. Ne oprim acum, luăm pauză.